Lecința este un sat în județul Mureș în care viețuiesc aproximativ 1000 de persoane. În primul imobil la intrarea în localitate trăia un bătrân de 81 de ani. Vestea că omul a fost găsit mort în propria locuință a căzut ca un trăznet asupra localnicilor. Când m-am dus, era jos. Era mort. Relația dintre bătrân și fratele său care locuiește în această casă nu era una dintre cele mai fericite. Cu toate acestea, cei doi se întâlneau din când în când. Fratele s-a dus într-o zi să-l viziteze pe bătrân, mai ales pentru faptul că acesta nu mai răspundea la telefon. L-a găsit zăcând lângă pat, fără suflare. Era cu mâna ridicată că s-o feri de ea care l-a bătut ca să nu mai dea în el. Și vroia să se bage sub dormeză. Cam așa era poziția care era, era el mort acolo. Locuința era răvășită. Deci sertarele erau deschise de la mobilier. Toate hainele erau împrăștiate. Vis-a-vis de imobilul victimei, există un imobil care avea o cameră amplasată, o cameră de luat de vedere care era amplasată pe imobil, care surprindea și imagini de pe drumul județean și atât casa victimei. Se observa persoane care intrau pe partea laterală în curtea victimei. Cam cât timp au staționat în locuința victimei? Undeva la o oră, cam așa ceva. Probabil că o tau sume de bani. Localitatea respectivă de eu de când lucrez nu am avut fapte de genul acesta. Toată lumea era indignată de faptă. Erau temători că mai ales persoanele în vârstă care ziceau că nu, acum pot să vină la noi și încercau să ne ajute prin orice mod, prin orice mijloace să descoperim autorii faptei. După cercetarea locului faptei, nu mai exista niciun dubiu pentru polițiști că aveau de-a face cu o crimă. Vârsta înaintată a victimei, singurătatea în care trăia și mai ales atitudinea conflictuală pe care o afișa uneori, au îngreunat foarte mult constituirea cercului de suspecți de către investigatori. Concluziile medico-legale, atât a investigațiilor efectuate pe raza localității privind persoane care l-au văzut ultima dată pe victimă, aduceau că miercuri spre joi ar fi fost comisă fapta, pentru că n-a mai fost văzut din perioada respectivă. La o zi, după aflarea faptei, colegii de la Siguranță Publică Patrulare ne-au informat că în noaptea de miercuri spre joi au legitimat o persoană de sex feminin la o distanță de aproximativ 100 de metri de imobilul victimei. Deci a fost prin zonă, a văzut-o pe femeie. A văzut-o pe femeie, a legitimat-o și ulterior și-a amintit de persoana respectivă și atunci am avut un punct de plecare. Figura în carnetului de activități ca o persoană legitimată. Legitimată. Singură la ora aceasta pe stradă? Da, așteptam să găsesc o mașină, o ocazie să mă duc. Cine era acea persoană, acea femeie care a fost legitimată? O cunoșteați? Noi, da, o cunoșteam. Practica și prostituția, dar nu pe raza localității, pe drumuri naționale, în zona unde sunt parcate tiruri. Am avut, da, informația că venea la victimă mai rar, dar se întâlnea. Și acolo am început investigațiile. Simon!
procedând la vizionarea și a altor camere de supraveghere, a fost depistată o mașină, iar în urma verificării numerelor de matriculare a acelei mașini s-a constatat că numerele erau false. Erau numere de Germania. Asta-i! Asta-i casa, da? Lași fă dracu, că poate ne aude cineva. Hai, vezi studiile tale, lasă-mă. Stai aici, mă duc eu. Mașina respectivă a fost văzută de mai multe ori pe raza acelei localități și în timpul zilei, cât și în zilele anterioare. Putem spune că veniseră în prospecțiune? Da, în acest mod au ajuns să planifice fapta. Iezu, bine? Păi ce-l facem pe Bășoară? Atunci când într-o comunitate apare o grupare de băieți bine intenționați, care încep să caute persoane care au resurse financiare. Nimic nu le stă în cale în interesul lor de a face bani, în cazul nostru, de la oameni vulnerabili, oameni în vârstă, care aveau ceva resurse financiare puse deoparte. Să ne imaginăm o comunitate mică, destul de săracă, acolo unde 100 de lei reprezintă o valoare. Într-un București unde circulația bancnotelor de 100 lei este la ordinea zilei, nu atrage atenția. Dar în mintea unui infractor, atunci când vede o bancnotă mare în mâna unei persoane în vârstă, nu se gândește decât la faptul că acasă ar mai putea fi câteva zeci sau câteva sute de asemenea bancnote. Și de aici, până la faptă, este un pas destul de scurt. Cred că intrăm pe acum. Văd unul linie. Cine ți-a spus exact unde ține banii? La cofetărie acolo, la... Să mai vorbea între oameni, cum vorbește la țară Dumnezeu. Și așa m-a auzit. Nu cred că într-o cofetărie discută doi săteni între ei și spun, vezi că neacu tare ține banii în sobă. Ba da, se vorbește. La țară se vorbește, orice. Nu cumva una dintre ele care au fost în casă la el v-a spus unde ține banii? Nu, niciodată. Nu, pentru că eu, chiar dacă vreau să fac ceva, nu făceam cu femei. Meream eu și Capone. Pentru dar că de, ce nu, de ce nu și femei? Nu, niciodată nu fac așa ceva, dacă eu vreau să fac ceva. Crezi că-ți poartă ghinion sau le respecti sau de ce anume? În primul rând, femeia trebuie să se ia acasă. Dacă bărbatul face ceva, să facă bărbatul, nu femeia. Da, copii, a? Nu. Ia uite, bine de știu. Ia, dă-te așa. Ia gunicică, papa. Ah, uite acolo, mă, păr. Mă vezi din spatele tot. Da. La cafeta acolo. Da? Și au și ușa laterală. Să vedem cum facem. Eu ține, mergem noi doi, facem de vorbă cu baba. Uh-huh. Și intrăm de din spate. Ah. Da, combinație așa, combinație. Și de acolo nu vede nici pe dracu baba. N-are ce. Are și viță de vie, părinte, nu o fi. Da, își fac băieții treaba liniștiți. Gata, ce facem. Mm-hmm. Parcursul anchetei am stabilit faptul că în ziua respectivă au mai săvârșit o faptă de furt chiar în aceeași localitate. Toți patru și-au ales o victimă tot în vârstă. Modul de operare a fost prin distragerea atenției. În primul rând că aveau foarte multe fapte și aveau o bună capacitate de a se adapta la situația infracțională pe care urmau să o genereze. Doamnă! Da! Bună ziua! Veniți puțin pe la poartă!
Dacă ați vrea să mă lăsați, că am puțină treabă. Haideți mai puțin până la poartă, două minute. Spuneți. Noi știm foarte bine că excrocul și tâlharul sunt cumva la polii activității infracționale. Exact. Și atunci, asta ne arată că ei aveau abilități și dintr-o zonă și din alta, sau grupul infracțional era astfel constituit încât conținea și oameni capabili să comită infracțiuni de șelăciune și excrocherie, dar și tâlhari. Și liderul grupului părea să fie structura de tâlhar. Femeile, practicând prostituția, sunt mult mai apropiate de partea de înșelăciune. Și cumva se adaptau în funcția de victimă și situația infracțională pe care urmau să o genereze. Vecina dumneavoastră e clientă de-a noastră și a zis că sunteți și dumneavoastră pensionară și vreți să vă noiți casa cu lucruri frumoase, așa? Nu, mamă, nu am ce-mi trebuie. Hai, înseamnă că avem marfă de calitate, să vă aducem. Da, direct din Anglia, nu... Vă cred, dar nu-mi trebuie. Dar haideți că nu mai e ce avem mașina, vă arătăm ce avem și dacă vă luați dumneavoastră, faceți o părere. Ce ziceți? Haideți că ne hrănim și noi copilul, facem și noi un ban serios. Da. Încercăm și noi așa de nușă, nușă să ne descurcăm. Am pensie mică, n-am bani. Poate vă place ceva, vă lăsăm un număr de telefon. Lăsați un număr de telefon, dar nu cred că o să fie nevoie, că nu am nevoie de nimic. Haideți totuși să vă lăsăm, vă mai gândiți. Iubire, ai un fix? Nu, ia vezi, n-ai la... Hai că mă duc la eu la mașină repede, da? Of, și omul ăsta. Doamna, avem marfă de calitate, da, covoare și lejerii. Dar le mai folosim pe alea vechi. Mai merg înainte, poate mă dați la nepoți, eu știu, cadou, că știu că așa se mai dă. Așa este, dar v-am zis, problema sunt bani. Da. Nu prea avem bani. Aveți aici numărul nostru de telefon. Dacă vă răzgândiți, ne puteți suna la orice oră, nu e problemă, da? Bun. Hai, dragoste, că... Zi bună, la revedere! Să rămână, la revedere! Mergeți sănătos, să trăiți! La revedere! Am fost undeva condamnat și pentru un furt care chiar nu avea nicio legătură acolo. Cel comis înainte de... Înainte de faptă, da. Înainte de faptă. Care s-a produs cum? S-a produs printr-o... Cum să vă explic? He? Cum e, mă? A avut dreptate Mirela? Yes, a avut fată, bravo. Ce am prins aici? Ia, ia, ia. Banii? Ei, ce să fie, bani? Ia uite. Oh, uite, bun, bun. Un cuplu a ținut victima de vorbă și celălalt cuplu a intrat în locuință pe ușa din spate și i-au sustras la fel o sumă de bani. Mă, bă, ești nebun? Ce zici, scoate-mi 300? Bă, ți-l scoate ușor pe 500, ești nebun. A, nici nu-i blocat! Nu-i blocat! Da, mă, nu! Au luat tactica împretenirii, încercând să-i ofere diverse bunuri, drept cadou. Ceea ce a atras și atenția victimei, pentru că în anterior nu o vizitase niciodată. Doamna! Ne-a văzut! Am fost față în față cu dânsa, am stat în curte, făcea... bulion de roșii și n-avea altă ieșire sau intrare decât una, pe poartă. N-a intrat nimenea, n-a ieșit nimenea, decât noi ce am intrat și am ieșit cu dânsa. Dânsa ne-a condus până la poartă. După care eu, fiind acuzat că i-am furat banii dânsei, dar eu nu m-am mișcat de lângă dânsa. După ce au plecat cei doi care au ținut-o de vorbă și a intrat în casă, persoana respectivă ce a constatat? A constatat că din interior lipsesc mai multe sume de bani. A depus reclamație în aceea zi la poliție? Reclamația a fost depusă a doua zi. Au recunoscut și comiterea acestei fapte? Pe parcursul urmăririi penale nu au recunoscut. Au negat în permanență că ar fi participat și la acel furt. Dar în instanță? În instanță au recunoscut. Ce sumă de bani afirma ea că i-a fost furată? 1000 sau 2000, nu știu exact. Și pentru fapta asta cine a fost condamnat? Am fost toți patru.
chiar dacă n-am fost vinovat. Nici eu, nici cu combinat. Asta o folosim viseară. Ia, merge? Bă, dar nu merge asta, ești. Vezi, bă, rotești-o, mă. Uite-o. Că merge, uite-o. Da, da, hai că merge. Crezi că ia băiatul meu mată stricată? Bagă fata mea. Moșul de seară, da? Da, moșul. Captura zilei. Zici? Deci fii atent. Glugi. Așa. Șurubelniță. Șosete pentru mâini și spray-ul. Așa, bun. Deci patru astea. Pat. Hai. Ok, bun. Hai, hai să mâncăm ceva. Hai, da. Odată ce au pornit pe acest drum, știau că într-o zi vor fi reținuți și trași la răspundere și cumva lucrau contra cronometru ca să acumuleze cât mai mult. Cred că ritmul comiterii infracțiunilor era determinat doar de apariția ponturilor, a victimelor și a situațiilor în care ei puteau să facă rost de ceva. Nimic altceva. Este surprinzător că făcuseră rost de 2300 de lei și totuși până seara au reluat activitatea infracțională. Nu odată am constatat că odată ce grupării intră o sumă de bani, ei iau un moment de repaus. Mai trag un chef, mai fac o activitate de relaxare, se duc la munte, cheltuiesc banii, când se termină banii, revin. Nu. Ei erau cumva setați să comită infracțiuni, cel mai probabil înțelegând că este un moment propice și să continui. Camera de luat vederi care v-a ajutat la investigație, unde era amplasată? Deci camera care ne-a ajutat cel mai mult a fost imobilul de vis-a-vis. Camera e amplasată la colțul casei, care ne-a ajutat foarte mult la aflarea adevărului și descoperirea celor patru autori. Deci această casă albă. Această casă albă, da. Pe unde au intrat ei? Prin această zonă, care nu era atunci închisă, autorii au pătruns în curtea imobilului respectiv. S-au întâlnit cu toții la locuința comună a celor două surori și s-au deplasat în continuare cu mașina în zona locuinței victimei, condusă de concubinul surorii mai mari, care de asemenea nu deținea permis de conducere. Pe ziua de 16 august 2018 am vorbit cu Capone. A fost de acord să fie cu mine, dar să nu îl omorâm. Să vină să-i sustragem bani. Am auzit că Sara nu e acasă. Și din cauza aia m-am dus. Că dacă știam că el e acasă, nu plec. Au dat câteva ture de recunoaștere prin zona locuinței, după care și-au parcat mașina într-o zonă mai întunecată, pe o stradă închisă. Și s-au deplasat pe jos, aproximativ 200-300 de metri până la locuința victimei. Mașina am pus-o pe o stradă mai ferită. Dacă ai ajuns acolo, împreună cu Capone, cum de-au ajuns și fetele în zonă? Au văzut că e mașina acolo și fiindcă nu eram proaspeți, era un pic gelos. Credea că eu mă duc după alte fete. Și din cauza aia se plimba prin jurul ăla. Cine? Fetele, surorile amândouă. Trei dintre autori au sărit gardul, iar cea de-a patra, sora mai mare, a rămas să supravegheze zona, ea și cunoscând foarte bine configurația locului. Unul dintre autori a pulverizat cu spray lacrimogen în locuință. Din anchetă ne-a rezultat faptul că după ce a pulverizat spray lacrimogen, a închis ușa timp de câteva minute pentru ca victima să aibă de suferit. După care au intrat toți trei în interior și au început să lovească victima cu pumnii și cu picioarele, solicitându-i sumele de bani din locuință. Până la urmă, unde l-ați găsit pe bătrân? Eu, când am intrat în cameră, în dormitor,
Nu era în cameră. Nu știu unde a fost. Exact. Spray-ul paralizant eu l-am folosit. Împotriva cui? Nu l-am folosit împotriva nimănui, pentru că eu, înainte să deschid ușa, am dat cu el. Și după aia am deschis ușa și mi-am pus un tricou care l-aveam pe mine, mi l-am pus la gură. Ai dat cu spray în ideea că ar fi bătrânul în casă? Că ar fi cineva, sau, da. Dar nu a fost nimic. Lasă-l, mă, un pic! Unde fi, Zi-mă! Zi-mă, unde ai fost, banii, că te omoară! Spui că tu ai intrat în casă și nu era bătrânul în casă. Da. În momentul ăla s-a apropiat o umbră foarte mare de mine. Nu am văzut că era întuneric. Când am văzut că se apropie tot mai tare, tot mai tare, m-am întors. Și l-am împins. După care am plecat câtă el, repede. Și am căzut pe dânsul. Am dat să mă scol repede. La întuneric, ce să vezi? Eram și tălbăcit de frică. M-am ridicat până la urmă de acolo. Și am spus, stai jos, nu te ridica, că nu-ți fac nimic. Dă-mi banii și plec liniștit. Cum a ajuns bătrânul în casă lângă tine? A trecut pe lângă capone? Sau cum a ajuns? Dacă nici spui că... nu știu și nu pot să-mi dau seama, pentru că nu știu câte intrări și ce avea acolo. Este posibil să fi fost în casă de la început? Nu, nu e posibil. Pentru că eu, când am intrat, m-am dus roată în toată casa. N-aveau cum să fie. Căutam dulapul și l-am găsit. Și eu m-am dus exact unde am auzit că ține banii. Cine ți-a spus exact unde ține banii? La cofetărie acolo, la... să mai vorbea între oameni, cum vorbește la țară lumea. Și așa am auzit. Îți spusese cineva de dulap? Să nu spui iarăși că ai auzit la cofetărie, că nu te nu, cred. Asta chiar că am auzit-o, da. N-aveam cine să-mi dea mie pontul, pentru că dacă îmi dădea cineva, meream exact la fix și luam banii. Dar așa nu am luat nimic. Astea au fost vorbele care mi le-am spus. Nu o să-ți fac nimic, pentru că n-am venit personal să-ți fac ceva. Am venit doar să-ți iau bani. Îți las și ție, nu ți iau toți. Astea au fost vorbele mele. Și el cum a reacționat? Nu a avut nicio fel de reacție. Nu mi-a răspuns nici la ce am spus eu, că dăm banii, că de-am venit. După care era dânsul chiar lângă pat. I-am zis să stai aici, să nu se miște de acolo. Nici n-am mai pus mâna pe el. El a avut vreun gest de apărare sau de atac împotriva ta? Nu, vă spun sincer că nu. Vă spun sincer că nu a avut. L-a împins, a căzut? Nu s-a așteptat, cred că. Să fiu atât de iute. Cred că nu s-a așteptat să-l iau așa de repede. Ai spus că l-ai împins. Da. Cumva acest împins înseamnă și o lovitură cu pumnul, ceva? Nu, nu. Pentru că... El prezenta foarte multe semne de violență. Nu. Nu l-am lovit, pentru că din momentul ce l-am împins s-a auzit o bubuitură foarte mare. N-avea rost ca să mai lovesc. Cine l-a lovit? Capone l-a lovit. Cu ce? Cu picior. Și am spus în felul următor. Nu îl lovi, n-am venit să-l lovim pe nimeni. Am venit să-l luăm banii și plecăm frumos. Nu a ascultat, eu n-am putut să fiu contra. Și atunci, după o singură lovitură, a început să tușească victima. Când am văzut că a început să tușească, am aprins lumina. Eu nu l-am văzut în viața mea pe omul ăla. Și nici nu știu nici acum, imaginea, nu pot să-i țin minte.
pentru că nu l-am văzut în viața mea decât atât. Și eram foarte tălbăcit. Și cu toate astea, Capone l-a lovit. Dar asta a fost după, pentru că el era jos. Și încerca să se ridice? Nu. Din momentul ce am spus să stai acolo, că n-are treabă nimeni cu tine, nu te bat, nu-ți fac nimic, am venit să-ți iau banii. Da, omul ăsta liniștit, atunci ce să am eu cu el? De, știi ce mă șochează pe mine? Da. Spui cu foarte multă naturalețe și simplitate și... Pentru că zic normal, că am venit să-ți iau banii. Da. Am fost sincer. Și voi fi. Caută bine, caută peste tot! E uneori greu de înțeles de ce oamenii în toată firea, puternici, folosesc forța pentru a face rost de banii unui bătrân, de exemplu. Dar în același timp am constatat că odată ce se declanșează o infracțiune cu violență, în care autorii caută bunuri, bani, de cele mai multe ori violența crește în intensitate și uneori se finalizează, ca și în cazul nostru, cu un omor comis asupra victimelor. Bă, stai mai mișcă! Bă, este mort? Ce drag? Pentru că sunt în vârstă, pentru că nu rezistă, pentru că niciunul din acești infractori nu-și dozează efortul încercând cumva să protejeze victima, ci ei vor cât mai repede ca victima să le spună unde sunt banii. Am aprins lumina și în loc să arunc apă, am aruncat oțet pe el. Vă spun sigur. Am găsit după un bidon de 5 kg de apă și da, m-am aruncat după aia să jevie. Nu știu dacă s-a revenit sau nu, pentru că eu sincer vă spun, îmi pare și rău că n-am luat o decizie foarte bună să-l iau, să-l fi dus sau să fi sunată la o salvare. Le-a spus unde are banii sau ei au cotrobuit și i-au găsit? Nu le-a spus nimic. Din acest motiv au și răvășit toată locuința. La cercetarea locului faptului nu am găsit nicio sumă de bani, ceea ce ne-a dus la concluzia că toată suma a fost sustrasă. Ați continuat să căutați prin casă după bani? Câți bani ați reușit să luați de acolo? Nu s-a luat niciun ban. Eu am crezut undeva că a luat Capone, dar nu. În urmă cu câteva zile, victima chiar a primit pensia și era imposibil să-și fi cheltuit toată suma de bani. Ați stabilit cam ce sumă i-au sustras victimei? Am stabilit că ar fi fost vorba de aproximativ 8.000 de lei. Toată economia victimei. Nu mai respira. Du-te-și pornește mașina! Du-te-și pornește mașina! Tu-ro! Dă paharul! Gol! Ieși! Vanessa era într-o cameră acolo, într-o bucătărie. Haideți, am zis să plecăm. Și am plecat. La cât timp după faptă ați fost reținuți de poliție? Aproape 2 săptămâni. 2 săptămâni. Da. În astea 2 săptămâni, ce ați discutat? Ce ați hotărât să faceți? Noi eram foarte confuns. Nu știam exact unde să pun piciorul și în ce prag să pun. Vă spun sincer. Am luat o hotărâre ca să plec în Germania, pentru că acolo aveam un apartament. Concubina mea mi-a spus să nu merge. Și atunci am ascultat.
nu ne-am dus. Te-ai gândit să te prezinți la poliție? M-am gândit și la asta, să știți. Dar în primul rând m-am gândit să-mi fac bagaj. Pentru a pleca în Germania sau pentru a merge pentru la arest? Pentru a mă preda. Așa? Da, pentru a mă preda. Și? Ce te-a oprit? Și nu m-a oprit nimic, dar decizia asta prea târziu am luat-o, după care a venit dânsul. De la poliția rutieră, vă rog să prezentați documentele. Dați-vă jos din mașină! Nu las spate, vă rog. Cum crezi că v-a descoperit poliția? Cum a ajuns la voi? După concubina mea. Fiindcă ea era un pic geloasă, pentru că credea că mă duc la alte fete. Și se plimba tot pe drum, în sus, în jos, pe lângă mașină, să vadă dacă apar sau nu, cu cineva. În momentul ăla a venit poliția rutieră a Iernutului și a identificat-o. Vorbești despre noaptea în care ați comis fapta? Da, exact. Deci a legitimat-o? A legitimat-o. Totul a fost pus la cap de Florin și de Vanessa. Nu am auzit conversația dintre Florin și Ion. Ei erau în față. Au pus totul la cale. Bătrânul nu trebuia să fie acasă. Am crezut că e plecat. Noi așa știam. De fapt, eu și Ana Maria nu am făcut nimic. Florin a intrat. Eu vreau să-mi schimb declarația. Adevărul este că Florin m-a amenințat când am ajuns în zonă. Atitudinea lor, în primă fază, a fost totală de negare a faptei. Ulterior, au început să recunoască, dar au dat vina unii pe alții. Dacă mă iubești, te rog să spui că nu am fost și eu noaptea aia. Sau dacă vrei, spune că nu am știut și doar că m-ați luat cu mașina. Florin, tu ai mai stat aici și știi cum merg lucrurile. Noi nu suntem obișnuiți. Dacă mă iubești, spui că nu am fost și eu. Doar ți-am spus că are banii și unde îi ține. Te rog, și nici sora mea nu a fost. În imobilul din spatele meu, s-au născut și au trăit cele două surori închise acum într-un penitenciar de maximă siguranță din România. Din cei 6 frați ai familiei, doar 3 mai sunt în libertate. Părinții și ceilalți 3 copii își duc viața în continuare aici, trăind doar din ajutorul oferit de statul român. În zilele, că a durat vreo 2 săptămâni de la comiterea faptei și până le-au găsit pe ele, până le-au reținut, nu? După câteva zile și le-au prins. Bun. În intervalul ăsta, din momentul în care a fost găsit el mort și până când le-au reținut, erau afectate de ce le părea rău, de păi, ce au făcut? Cum să nu? Fata tot plângea, dar nu ne-a zis nimica. Amândouă plângeau. Și după ce l-am întrebat pe el că care-i treaba și ce au făcut, au zis că nu poate să-mi zică la Vasile. Au zis că nu poate să-mi zică. Pe și Capone nu v-a spus? Nu. O să facem o reconstituire, traseu, parcurs, cum ați intrat în locuință, ce ați făcut acolo, exact. Cum ai declarat, așa să-mi și indici, ok? Bun, ai zis la început că ai venit de acasă, de la concubina ta. Bun, poți să-mi indici din ce direcție ai venit cu mașina? Când am văzut că o vin poliția, nici n-am știut nimica. Deci nu mai am o toțări de putere. Și m-au sunat niște oameni și mi-au zis că o prins-o pe copilă și o filmat-o. Nu, atunci am auzit toate alea și am fugit și eu să văd că care-i treaba. Dar n-am putut să vorbesc cu copila, că era multă poliție, era mult acolo. Și n-am putut să stau cu ea de vorbă. Cine le-a convins? Cum au ajuns la concluzia că
trebuie să intre peste bătrân în casă. Le-am zis că cum de ajuns acolo, a început să plângă și nu mai au putut să-mi zică și când am văzut că și eu am început să plâng, nu mai le-am zis nimica. Discutând cu mama celor două surori, ne spunea că au dat semne de părere de rău, de regret pentru ceea ce au făcut, că plângeau, nu le venea să creadă că s-a ajuns chiar la comiterea unui omor. Păreri de rău și regrete pentru implicarea lor în activitatea infracțională nu aveau. Cel mai probabil erau speriate și plângeau de eventualele consecințe ale unei complicități la infracțiunea de omor. Asta este puțin mai plauzibil și plângeau de frica situației că într-o zi urma să vină procurorul, polițistul să le invite, să le pună întrebări și să ajungă situația de a fi ulterior condamnate. Dar nu cred că aveau vreo părere de rău legată de victime și față de niciuna dintre victimele pe care, de altfel, le-au tâlhărit, furat pe toate meridianele globului pe unde au umblat. Pentru că asta era activitatea lor infracțională. Cu cine erați în mașină? Cu cutina mea. După aia ce ați făcut? După ce ați parcat mașina? Am făcut. Singur sau împreună? Cu ea și i-am spus să vină cu mine, dar nu i-am spus ce fac eu. Dar unde a spus să vină cu dumneavoastră împreună? Să vină cu mine. Unde? Încolo. Spre casa din sus. Spre casa victimei? Da. Concubina mea, pot să spun că e nevinovată, băgată la pușcărie. Din momentul ce acel om nu a participat la o faptă comisă de mine, de Vanessa și de Capone, de ce să-l băgăm pe el? Ce să caute el acolo? De ce să-i distrugem viața omului? Cum ai procedat? Arată-ne. Cum ai escaladat gardul? Sau... M-am prins pe pomă. Arată cu mâna cum ai făcut. Și ajungem din nou la ceea ce numesc eu indiferența emoțională, pentru că dacă ești indiferent emoțional, te poți raporta la cel din fața ta ca la o sursă de venit. Nu contează că furi ultimii bănuți ai unui pensionar și acel nu pensionar nu mai are ce mânca până la următoarea pensie. Eu am stat de vorbă cu femeile care furau de la bătrânii banii de înmormântare. Și au zis, dacă au făcut acești bani, fac și alții. Nu-i niciun fel de problemă. O indiferență dusă uneori până la cinism. Bun, mai departe ce s-a întâmplat? Știi ce m-au agresat și m-au lovit și ca să se înțelem dincolo cu el. Și voi? Și nu a rămas aici, că n-am să meargă. Și-o vii după noi și până mor. V-a luat pe cine? Pe mine și pe ea, forțat. Nu pe partea să-mi intrează pe el, pe aici. Ai intrat pe ușă? Da. El a mers înăuntru. Da? Da, cu piciorul și cu pundii. Da, ai văzut de aici? Pe striga omul. Auzeai cum dă cu piciorul și cu pundii. Am căutat pe aici, prin sectare. Arată locul unde arată acolo spre... Sertarele. Dar până la urmă, cine a spus că ați fost acolo la bătrânul ăsta? Da, ea a spus. După declarația, prima declarație care a spus. Dat-o, o și spus. Da, noi, uite cu tare a fost, a spus de mine, a spus de Capone și a spus de sora ei. Bun, și ce a declarat că a făcut ea? Că ea ne păzea pe noi, dar ceea ce nu e adevărat. De ce crezi că și-a asumat vina asta? Pentru că a început să ție la mine și ea a crezut că o să fie cu mine în cameră. La pușcărie? Da. Pentru asta. Ce s-a întâmplat mai departe? O mers copilul să acolo de gât și o striga până și mi-au amenințat să se cântă în banii, o mi la mine, iar m-au gândit de două până jos ca banii și el era acolo pe pat. Tu ai văzut de aici? Erai cu Vanessa. Ați fost la ele la penitenciar? Da. V-au spus ce au făcut? Da. Ce v-au povestit ele? Mi-au zis că au greșit, le pare rău câte zile trăiește, ce s-a întâmplat, nu o să mai se întâmplă. Nu le-am știut fetele, nu le-am știut să fure, deci au fost niște fete liniștite, respectabile. Da, să fure sau să dea în cap de la oameni. Deci toată lumea s-a mirat. Ce lucrau? Nu lucrau, au fost prin străinătate, mai alocații la copii, mai ajutoare. Dar
aici am deschis ușa. Da. Ușor. Și m-am dus, am venit direct acolo. Bun. Cum v-am spus. Prietenul cel pe care îl și cunoșteați, că era tot de aici din sat, ce lucra? Din ce trăia? Nimic. Nu lucra, că nu-i plăcea munca. Umbla numai după scandal. După scandal? După scandal, că șupia mea l-a bătut. Oh. Da, și cu pumnii în ureche, în timp de iarnă, și l-a țipat pe jos cu picioarele. A făcut, soțul dumneavoastră a făcut reclamații la poliție atunci? Nu, am făcut reclamații, că a venit să-l înțelese amândoi și a zis că nu o să mai avea treabă cu el și n-am mai depus plângere. Dar a mai avut conflicte în sat aici, cu alte persoane? Da, de câte ori beia, totdeauna s-a apucat de scandal. În continuare? Da. Ce ai mai făcut? Am tras anii de jos. Da, explică tot. Și am căutat, exact. Am căutat ceva. Uh-huh. Și n-am găsit. Am dat și aici costume și ce-a fost pe aici. Uh-huh. Am căutat și prin buzunare și n-am găsit. De câte ori ai făcut pușcărie? Asta e a patra oară. Prima oară? La ce vârstă ai ajuns în penitenciar? La 18. Pentru ce faptă? Pentru unele furturi. Și a doua? Unele pentru șelăciuni. Am văzut de la geamul ăsta, bătea o lumină. Da. Spre patul care era dâns. Și eu nici nu l-am văzut. Bun. Bine, știu că dânsul doarme. Dar voi n-ați făcut nimic aici? Numai a stat? Nu, am o să bine să cătăm bani. Și voi unde ați căutat banii? Pe aici și în... Da, indică nu, unde... El în tot timpul ăsta ce făcea? Era acolo, îl bătea pe om și strângea de gât. Și a început, spuneam că trebuie m-a lovit, i-a dat o păl și pe a primit și pe a strigat să mergem dincolo. N-am știut că e acasă. Și când l-ai văzut? Pe el. L-am văzut când am terminat aici, că... Unde era exact? În zona asta. Deci de la geam îmi bătea lumina. Da. S-a văzut o umbră în partea asta. Uh-huh. Și cum eram aplicat, am văzut că se apropie umbra către mine. Uh-huh. Continuare, când o dată se apropie spre mine, l-am împins așa, de piept, în zona pieptului. Bun. După am dat o mâine. După aceea, am căzut pe pat, pentru că patul era... Până aici, așa, căzut pe pat, până aici era pe pat și o parte era pe jos, așa. În timp ce voi căutați bani, Stoica și victima unde se aflau? Era stomorat pe jos, ușurat de gât. Cine, victima? Era pe jos? Da. Unde, exact? Aici era, l-a băgat Stoica. Bun, și dar picioarele, după aia lui Calia sus pe pat. Bun, calm, ușor. Deci, victima era aici, jos, așa, și Stoica strângea de gât, a zis. Da. De ce pedeapsă a primit Capone? 7 ani și 4 luni. Tu? Câți ani? Eu, 17 și 4 luni. Când am venit spre dânsul să vedem ce se întâmplă, am căzut, m-am închidecat de acolo și am venit, am căzut direct pe dânsul. În primare, când am dat să mă scol, am pus mâna peste dânsul și rapide să mă scol. Am căzut, aici era o masă. Aici era o masă, am căzut și era și televizorul. Și am alunecat pe televizor, am mai căzut odată. În timp ce voi căutați, ce se întâmpla între Stoica și victimă? Totul fiindea de gât și de gură să nu strânge. Și strângea de gât tare. Și de cu pumnul și cu piciorul. Dar ce striga? Ce zicea? Ce zicea bătrânul, victimă? Zicea să nu mai dea că-l doare și ca să dea pace cu el. Nu-l omoare. Îți pare rău pentru ce s-a întâmplat? Foarte rău, nu rău, foarte rău. Da, te gândești că până la urmă ești aici pentru că inițiativa îți aparține în ceea ce privește furtul respectiv? Îs conștient. Că plătesc pentru ce am făcut. Mai departe, atunci când m-am sculat de acolo repede, aici era un bidon. În zona asta, un bidon, nu urmă, era un bidon de 5 kg. Și ce ai făcut în continuare? Am luat bidonul, da? Când însu da să se scoale, am luat repede bidonul, l-am desfăcut și am aruncat. Cum așa. Cum l-ai desfăcut? L-am desfăcut cu mâna, da? Am ținut cu mână de furt și cu mână de față. Uh-huh. Și am aruncat așa pe dânsul. Uh-huh. Și l-am aruncat de 3 ori, am țipat bidonul în zona asta,
și am fugit pe ușă. Ce pedepse au primit cele două fete? Ce pedepse au primit una de 7 ani, amândouă. 7 ani? Da. Deci mai au puțin și pot ieși. Dacă ajută Dumnezeu să vin lângă copiilor. Tot mama acestor surori spunea că ele au fost influențate cumva de prietenii lor. A fi influențat e un cuvânt slab. Aș putea spune că au fost perfecționate. Au fost învățate și au fost cumva ajutate să intre în această horă, pentru că fiecare avea rolul său. Nici de cum determinate. Determinate este puțin probabil. El nu cred că le-a amenințat, deoarece fetele umblau foarte mult la decedat. Deci ele cunoșteau casa, știau casa, știau de banii dânsului. Deci nu prea cred ca el să le fi influențat sau de frică să le fi făcut să vină să facă fapta ce a făcut-o. Acum l-ai văzut tu pe stoica. Aici jos era peștel, scângea de gât. Mm-hmm. Așa era? Da. Și el era așa pe el. Așa era pe el. Din față, din spate? Din spate, față. Arată-ne așa cum. Așa. Aveau o formă de existență bazată în mod exclusiv pe infracțiuni. Și, așa cum bine știm, infracțiunile minore sunt la început, apoi ele cresc în intensitate și, ulterior, din neglijență, din folosirea așa, unei forțe excesive, mai devreme sau mai târziu, se ajunge la această infracțiune de omor. În momentul în care ați ieșit, voi doi, ai văzut-o pe Maila Santa Maria? Da, voi ați stat de vorbă cu ea? Nu, îmi întrebă dacă am găsit bani și am spus că n-am găsit bani. Cum îți explici că mama celor două fete susține că ele sunt vinovate? Nu știu cine a influențat-o sau ce. Dacă o primi din partea ficiorul său lui victime niște bani sau ceva, imediat influențabilă și dânsa. Am dus la concubina mea, da. Am clasunat afară. Da. I-am zis să vină cu noi. Și am plecat acasă la mine, N-are cum să fie vinovată concubina mea. Dacă se plimbă pe drum, asta nu înseamnă că nu se poate plimba. Pentru că ea avea o gelozie. Ce ați făcut la mașină? Ne-am zis de mașină și, da? Și am stat acolo. Cam cât am stat acolo? 15 minute, 20 de minute, până și-o vin. Gomesc, făcem de semna după el și-o minte înapoi. Nu am observat nicio urmă de regret. Tendința lor a fost de a da vina unul pe altul. Pe parcursul urmăririi penale, doar doi dintre ei și-au recunoscut faptele. Cine anume? Cel care avea cazier judiciar și concubina lui, cea care a ținut de șase. Ceilalți doi au mers pe negare. Și chiar au încercat să influențeze pe ceilalți doi care și-au recunoscut faptele să-și ia vina asupra lor. Ulterior, pe instanță, toți patru au mers pe acord de recunoaștere a vinovăției. Deci a zis că ați părăsit proprietatea prin același loc prin care ați și intrat. Da. Ce pedepse au primit? Cel care a venit cu ideea de comitere a faptei a primit 12 ani pentru fapta de tâlhărie urmată de moartea victimei. Iar ceilalți trei au primit câte 7 ani. Gardu? Pe unde locul pe unde ai ieșit? Da. Ok. Hai în stradă? Direcția de deplasare. Ați fost citat pentru procesele celor care l-au omorât? Ați fost la tribunal? Am fost, da. Pe cei patru i-ați văzut? Păi am văzut, era acolo, dar râdeau încă. Râdeau? Râdeau încă. Erau în box a acuzaților. Da, râdeau. Nici nu le păsa că au omorât. Sau că ne-a reușit pedepsiți. Puțin i-o zățărțiți. Dar puțin zățărțiți toți. Dacă nu făceam recurs, îți vedea mai puțin încă. Ea a spus că a ținut de 6, cum se spune. A păzit mama ei. De asemenea, spune că fetele sunt vinovate. Tu ești singurul care susții că ea este nevinovată. Ești cumva influențat de sentimentele pe care le ai pentru ea? Nu. Nu voi fi niciodată. Adevărul voi ține totdeauna deasupra. Eu țin cu adevărul. Ori și am și recunoscut. Pentru că dacă nu recunoșteam și nu eram un om care ține cu dreptatea, nu recunoșteam fapta.
Păi, stai puțin, ții cu dreptatea și nimic. Cu toate astea te duci să iei un ban care nu e al tău. Da, am vrut să fac și eu ceva. Pentru că oricine să mai strâmbă de la dreptate. Dar cel mai drept om, numai puțin, da? Cel mai drept om poate să fie influențabil, poate să ia o mită rapid. Banii îți ochiul omului. Cei patru autori s-au dovedit a fi extrem de versați. An de zile, ei au scăpat nepedepsiți, poate tocmai pentru că victimele nu au depus plângere. Iar acest lucru i-a încurajat să continue să fure, crezând că niciodată nu vor plăti pentru faptele lor. Au trecut astfel de la furt la tâlhărie și ulterior la crimă. Numai norocul a făcut ca acea bătrână de la care au furat în seara respectivă să nu aibă aceeași soartă cu a bătrânului de 81 de ani. De aceea, aveți mare grijă atunci când primiți în locuință persoane despre care nu știți mare lucru. O informație spusă la întâmplare despre programul dumneavoastră, despre pensie sau despre faptul că locuiți singur, în mintea acestor indivizi devine un pont de o valoare inestimabilă pentru el, pentru mintea lui diabolică.